4 exerciții pentru un abdomen plat. Antrenarea abdomenului nu e numai o chestiune estetică. Susținerea din partea mediană a corpului e efectuată cu ajutorul abdomenului, așa că aceste exerciții le poate efectua oricine, fie că vrei să stonifiezi musculatura abdomenului, fie că vrei să fii o regină sau un rege ai fitness-ului. Hai să începem, dar înainte, nu uita să te încălzești cu câteva exerciții de stretching. Primul exercițiu e o serie de 10 repetări de bicicletă. Vom începe acest exercițiu întinzându-ne pe spate. Poziționăm palmele în spatele capului, dar trebuie să avem grijă să nu ne tragem bărbia în piept. Acest exercițiu este destul de complex și lucrează atât musculatura abdomenului, dar cât și cea a brațelor, umerilor și chiar a coapselor. Dacă ai probleme cu zona lombară, poți adapta acest exercițiu întinzându-te pe spate, dar susținându-ți zona lombară cu palmele. Așa. Poți începe efectuând mișcarea cu câte un picior pe rând sau chiar cu ambele. Continuăm cu o serie de 10 repetări de mountain climber. Ne așezăm în poziția de lucru. Trebuie să avem grijă să poziționăm palmele sub nivelul umerilor, iar bazinul să nu fie așezat prea sus. Mountain climber e un exercițiu care lucrează atât musculatura abdomenului, dar cât și cea a umerilor și a brațelor. Nu uita să respiri, e un aspect foarte important. Acum că te-ai mai încălzit, hai să continuăm cu ceva mai greu. Crunches. Al treilea exercițiu din rutina de cele 4 e o serie de 10 repetări de crunches. Ne așezăm în poziția de lucru, așezăm palmele în spatele capului și începem să lucrăm. Acest exercițiu presupune ridicarea trunchiului, dar și a coapselor în același timp. Crunches lucrează predominant musculatura abdomenului, dar și cea a umerilor și a brațelor. Pentru început poți face o serie de 10 repetări, dar poți ajusta numărul repetărilor în funcție de nivelul tău. Poți face mai multe sau mai puține. Cel mai important este să-ți asculți corpul. Și terminăm rutina pentru un abdomen plat cu coșmarul tuturor, planșa. Ne așezăm în poziția de lucru. Poziționăm coatele sub nivelul umerilor, iar tălpile cam la lățimea șoldurilor. Acest exercițiu este unul dintre cele mai complexe și lucrează atât musculatura abdomenului, dar cât și cea a brațelor, coapselor și chiar a spatelui. Există mai multe variații de planșă. Planșă laterală, planșă pe palme sau alte variații de planșă care te pot ajuta să eviți accidentările. De exemplu, dacă simți presiune în încheietura mâinii, poți să faci planșa în pumn așa sau te poți folosi de două gantere pe care te poți sprijini. Poți începe cu 15-20 de secunde, iar de la serie la serie poți adăuga câte 5 secunde. Eu recomand un minut. Da, știu că pare o eternitate, dar recordul la stat în planșă e de peste 9 ore. Și ține minte, nu exagera, ascultă-ți corpul. Așa poți evita accidentările și poți obține un progres blând și sănătos pentru corpul tău.